Prezent de unul singur la ultimele dezbateri electorale de la TV8, Gheorghe Cafcaliuc s-a arătat deranjat de întrebările despre veniturile sale, în mod special cele ce au vizat casa sa. Deși se întinde pe o suprafață de aproape 180 de metri pătrați și se află nu departe de Chișinău, imobilul este estimat la un preț de sub 15.000 de euro. În replică, politicianul a precizat că locuința este una modestă și a invitat-o pe colega mea, Mariana Raț, în excursie la el acasă, pentru a-i arăta condițiile. În cele din urmă, invitația însă a fost respinsă, după ce Cafcaliuc a pus o condiție ca jurnalista să vină de una singură, fără cameraman. Eu am să rog colegii să pună această imagine cu casa dumneavoastră. Nu vă chinuiți cu imagine. Spuneți-mi, eu vă invit. Cum v-ați cumpărat această casă cu 300 de mii de lei? Ascultați-mă. Asta e casă care costă 300 de mii de lei? Ia uitați-vă la casa asta, ați văzut? Domnule Cafcaliuc, dumneavoastră credeți că cineva chiar crede că casa asta costă 300.000 de lei? 15.000 de euro. Eu nici drum n-am acolo. Nu am nici lumină. Când a plouat de una, s-a stins lumina. Și multe alte comodități nu există. Ca urmare, politicianul a invitat-o pe jurnalista Mariana Raț în ospeție pentru a-i arăta condițiile în care locuiește. Vă invit după emisiune la mine acasă, vedeți cum trăiesc. Să arătați și la oameni. Mai apoi însă, Gheorghe Cafcaliuc a pus și o condiție ca jurnalista să nu fie însoțită de cameraman. Dumneavoastră mi-ați personal, nu cu delegație, că nu poate să meble pe la mine pe casă toată lumea. Dumneavoastră. Cameraman. Nu, fără cameraman. Dumneavoastră mergeți cu mine. Fără cameraman. Eu ce să cad eu acolo singur? În drum spre casă, Gheorghe Cafcaliuc a decis totuși să-și arate personal locuința pe care a descris-o ca fiind una modestă. Așa cum merg eu prin glod și vreți vă arăt încă o dată pantofii mei, ia ca, doamna Raț, și stimați jurnaliști, cam așa arată pantofii lui Gheorghe Cafcaliuc. Poftim. Dacă vede cineva de jurnaliști, cam așa arată o cameră micuță. Casa e foarte micuță și e foarte modestă. Nimic ieșit din comun. Nimic gândit, recizat sau nu știu ce. Așa cum este. Ca la oameni. Chiar nu nimic ieșit din comun. Pe lângă această vilă de aproape 180 de metri pătrați, estimată la 229.000 de lei sau aproximativ 11.000 de euro, situată în comuna Trușeni, în această campanie electorală s-a aflat că liderul PACE deține și un apartament într-o zonă de elită din București. Imobilul însă nu a fost reflectat în declarația sa de avere pe care a depus-o la Comisia Electorală Centrală. Despre el s-a aflat după ce informația a fost făcută publică de Renato Usatăi și el concurent electoral. În replică la această dezvăluire, Cafcaliuc a declarat că intenționat nu a reflectat locuința pentru că ar fi vrut să se convingă că Usatăi colaborează cu serviciile de informații străine.